Vă salut, dragi prieteni! Acum am să vă arăt și acvariul meu. Deci un hobby de când eram copilandru, deci pot să spun din generală, nu de acum, deci un virus. Hai să începem cu partea de sus. Aici am pentru iluminat o lampă pe LED-uri profesională, da? Așa, un acvariu tot profesional. Așa, din sticlă turnat sau în fine, da? Aici dulăpiorul acesta este făcut tot de mine. Așa. Și acum să vă mai arăt și tot ce am aici pentru bunul mers. Să începem cu filtrarea. Am un filtru profesional de la firma Oase. Aici am dintr-un filtru de apă, amestecarea, adiție de CO2 pentru plante. Aici am o priză cu releu, adică cu să se aprindă lumina, să se stingă, priză programabilă electronică. Deci lumina merge de la ora 9 dimineața la ora 1 după amiaza, după aceea se stinge și pornește la ora 16, ora 4 până la ora 9, deci nu merge non-stop. Așa. Aici este butelia de CO2 cu reductor, cu manometre. Așa. Aici, după cum se vede, am un computer, cum numesc mulți, pH meter de la firma Milwaukee, made SUA, care îmi indică în permanență pH-ul apei și să se fie un pH foarte bun, după cum scrie și aici. Așa. Se stabilizează cu ajutorul dioxidului de carbon. Aici am nutrienți. Și cam tot ce ar trebui, deci. A fost o investiție foarte, foarte, foarte. Da, dar ca orice hobby, bun. Aici iară mai este acest albu, un aparat pentru sterilizarea apei. Deci se face ca și cum ar fi electroliza apei. Să vedem dacă pot să-l pornesc, deoarece pornește el tot computerizat, cum vrea și cum vrea. Eu nu când vreau eu. Facem niște bule, acum nu le prea face mari, că nu are pentru ce. A fi făcut înainte, dar oricum cred că se vede. Da, sterilizează apa. Adică în ce sens? Nu dă voie să se facă în acvariu alge. Nu. Să revin la acest filtru. Este un filtru cu patru sertărașe de filtrare. Nu am nici, în nici unul nu am buret. Am piatră Ponce, o piatră specială. Aici este prefiltru, deci acest filtru îl spăl o dată pe an, la un an o dată, în luna septembrie, octombrie întotdeauna. Dar acesta este prefiltru, dată la o săptămână, maxim două, desfac, scot și îl spăl. Și îl pun din nou la loc, nu trebuie să desfac filtrul, corpul, să scot sertarele ca să nu. De aici are și încălzitor incorporat. Da. Este un hobby de când eram eu mic. Văd că
persistă și acesta. Sper, dacă ajută Dumnezeu Sfântul, de săptămâna viitoare să încep un nou proiect în atelier la mine. Nu am putut să mai postez lucrări pentru că nu am putut să lucrez. După cum știți, ia uitați cât puiet am aici, de-aia am și lăsat așa junglă, deoarece puietul rămâne, se dezvoltă aici. Legea junglei, cine mai tare învinge. Asta. Acum să vă arăt. A început să mi se vindece și degetul unde l-am avut tăiat. L-am lăsat desfăcut să mai se usuce, să vindece mai repede. Oricum pot să-l îndoi. Nu mi-a fost atins niciun nerv, dar totuși mai mă doare. Dar de săptămâna viitoare sper cu tot din adinsul să încep un nou proiect. Nu dezvălui. Da. Aici, aceea galbenă este sonda pentru pH metru. Deci, aceasta de aici măsoară și transmite toate informațiile la acest computer. pH controller. Care are și electrovalvă și acționează direct prin electrovalvă asta, dă drumul la CO2. Aici este un numărător de bule, de se văd bulele. Se reglează prin, datorită acestui dispozitiv, adică se reglează bulele de aici. Aici se face amestecul CO2 cu apa, care merge pe tur, adică pe retur, pardon, intră direct în acvariu. Da. Nu vă mai plictisesc, dar este foarte recreativă chestia asta. Mie îmi place foarte mult. Bun. Până la un nou clip, vă doresc multă sănătate și să ne vedem cu bine. Doamne ajută-mi!